Salut, prieteni! Vreau să vă prezentăm aici pomana vitei. Salutare, dragi prieteni, adică bună seara, doamnelor și domnilor. Am pregătit și noi, uitați că azi am avut toată ziua de lucru. Caratele și uitați la ce oră mâncăm noi. Uite, acum am pregătit adică, cum a zis Leuțu, pomana vitei. Am făcut așa la tuci, frumos. Sper că așa vă place și vouă, nu înăbușit așa la tuci, prieteni. Și gras și slab de toate felurile avem aici, prieteni. Nu, Leuțu, vezi că faci praf aici și ne vine în carne. Păi șterge, du-te ia niște șervețelele. Lasă de să le în spate, să mă arunc capul. Nu, bună seara, prieteni. Bună, bună seara. Uite, ne-am gândit să ne facem o cărniță de vită. Așa să mâncăm seara acum. Astăzi n-am mâncat de căldură aia, prieteni, că era foarte cald astăzi și na. Am zis acum pe răcoare să ne facem. Mie nici n-am mai mâncat la ora 5. Când a plecat. N-am mai vrut să mănânce. De căldură n-am mai vrut omul să mănânce, prieteni. Este apă aici? De unde? Păi nu, și de aici, de la sticlele astea, ale tale. Șterg, ești tu. Am stat azi fără curent, prieteni, de la ora 2 până la ora 9. Cum ar veni? Am stat fără curent. N-am avut apă rece, nimic, gheață, nimic. Lăzile deja s-au muiat toate, gheață și astea. Mamă, cu tonă, cine mă îngătă carne? Hai să mai chemăm pe cineva, să mai sunăm pe careva. Prieteni, veniți la noi, că nu puteau să mâncăm atâta carne. Da, așa e cum zice Leuțu, are dreptate, prieteni. Haideți și voi aici cu noi. Uite să vă dau astea, uite cum le vrea Leo, mumiile astea, cum le zicea, mă? Mumițe. Mumițele. Cheamă și tu un prieten. Uite pe care că nu e Leo acasă. Da, dacă era Leo acasă, venea la mumițe. Cum făcea seară? Doamne, mumițe. Care sunt mumițele? El la seară v-a vrut să-i frijem de tot ce avea vițelul și până... Nu, cu tine, nu vreau farfurie. A, și ce, tocotări? Da, tocotări ăla meu rotund. Aia le uși, vedea pe ce. Mâncă, ce s-a făcut de moale. Da, și uite ce mișto arată. E fiert atât de bine. Deci uitați. Da. Păi la tuci așa se face întotdeauna, Leuțule. Dacă o lași mult, pui apă și bagi ulei. O lași mult acolo să fierbe, să o uiți acolo pe foc. Stai să mă aranjez scaunul. Ia să vedem. Câteine nu e nimic rece, nici vin, nici apa. Da. Și mi-e o sete cu tuna. Îi dau nota. Și cuțitul meu ăla. 6. Hai să vedem, prieteni, ce avem aici. Eu am dat un 6. Ca să nu fie rău, îi dau un 8. Uitați, prieteni, se desprinde. Uitați. E făcută ca lume, nu? Asta e mumița lui Leo. Asta, uite, iau pe asta. Eu nu, eu. Iau. Cu linii cu tot, hai iau. Bă, dar de ce zice mumița? Ia, taie tu aici. Așa face el. De o figur. Ia. Tăie cu tuna aia. De-o cu scuduță. Mumița. Asta e rinichi. Și uite mumițele printre. Da. Mumițele, leu. Și asta ce e? Ardei roșu. De unde scăpă aici? Roșu. De la vegetal băgat. Uite mumițele. Ia și mănâncă cu tăi.
Hai, leuțule, să ai poftă. Mersi la fel. Poftă bună, prieteni. Mamă. Da. Vita e vita, omule, întotdeauna. Uite ce aici. Hai, vrem să întindeți și voi un pic acolo? Aia nu-i serios. Ia spuneți, nu mi s-a lăsat și voi aici? Uite aici, prieten. M-ar dau asta așa cum... Munițe sau ce sunt astea. Unele persoane nu mănâncă vită. Da. Hai, poți să cu domnița. Mulțumesc. Uite, parcă nu-i șede bine la oala aia. Egal. Dar chiar nu-i șede bine. Da, de unde? Prea târziu am băgat și eu vin la rece, prieteni. Am zis pe răcoare să stăm și noi în curte acum, frumos. Am avut probleme cu curentul. Da. Spune la prieteni, acum a venit oamenii. S-au rupt cablul de prieteni când au tăiat pomii aici la noi. Până la ora 10, cam, de când au salut cablurile? Cam pe la... 2. Pe la 2 până la ora 10 noi n-am avut curent, prieteni. Da, am sunat pe ăștia de la Enel. Sau mă rog, s-a deslegat lada frigorifică, s-a dezghețat lada frigorifică și carnea ce aveai de vită. Vezi că ții degetul în fața camerei. Prieteni, hai să vă spun. Ține așa mai drept. Am sunat. Ce credeți că îmi răspund? Vin în verifică aici la mine, la contor, în stânga, în dreapta, la siguranțe, la astea, astea, prin casă. Și îmi spune, băi băiatule, renovează-ți problema că tu ai ceva scurt la tine în casă. Mă, omule, cum adică să... Nu are nimeni, nici pe stradă, nimeni are curent. Adevărul că niciun vecin, niciun vecin nu ieșis atunci, în momentul ăla când a venit. Da, să le întrebăm să... Au plecat ăștia. Mașina. Zice, renovează-ți problema. Și după aia, ce am făcut noi, am mai sunat eu, am mai sunat vecini de vreo 5-6 ori, au venit la ora 9 seara. Te-ai convins când a dus vecinii, că și la și după aia i-am luat la rost. Dom'le, cum e, mi-ai zis să-mi renovezi problema? N-ai vrut să remediezi treaba. Dom'le, că să vezi că am mai avut cazuri că, într-adevăr, mai sar siguranții la alea și e defect, am crezut că e defect de la tine. Vă mai ținut pe mine toată ziua fără curent. Nu mai eu și vecinii. Și plus de asta era de astea, de carne și astea. Lăzile, îți dați seama. Deci, prieten, bucătarul nu are cum să stă cameraman, pentru că în spatele camerei e înfulecă. Da. Eu ai văzut că când filmez nu prea mănânc. Și după ce termin filmarea, atunci mănânc. Da, el mănâncă. Păi și atunci ce trebuie să fac? Să stau, nu? Da, dar acum nu-i contează de aia. Mamă, ce bun e. Ce faci cu tunița? Te-ai săturat? Da. Măi, uite ce e acolo. Gata, numai. De ce ai adus atât de multă carne? Că noi ne-am săturat, gata. Ia, hai să vedem în lată ce ai, ce mi-ai pus. Aoleu, ți-ar scaunul ăsta, am dat în el. Oh. Băi, prieteni, eu am zis că acum seara... Păi hai să văd ce e acolo. Merge o baterie de vin. Voi ce părere aveți? Aprinde și tu becul ăla. Uitați, am pus una într-o parte. Uitați, lada dezghețată. Vezi cum mai are gheață pe margine. Nu mai are, da, aici, nimic. Am pus apă minerală. Dă-mi apă atunci să beau. Până... Nu mai pot. Nu apă minerală. E caldă, asta. Nu are nicio plată. Omule, câtă croitori, veni pe mine cu tuna. Ăsta era să mă croieze, ia de aprinde becul. Uite câtă croitor. Uite-l. Unde e? Nu se vede că e într-un... Uite-l, 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 uite-l. Stai că prinde bițul ăsta. Nu știu la asta. Până asta. Ce croitor? De la mare, cum îi zice, grânganie de aia, care spui tu croitor.
punem în par. Da, am uitat cum se numește, prieteni. Scrieți în comentarii cum se numește acea gânganie care taie frunzele. Doamne, bea o apă după așa mâncare bună. Da, bea și apă, că n-ai nimic. Hai să bea și apă. Râd din cauza că când am auzit în bucătărie... Ei, asta e prea rece. Da? Din cauza că te-am auzit în bucătărie, eu te creator. Da, la mine pe umăr, creatorul. Uitați ce rece e apă, prieteni. Vezi, e mai sănătoasă apa. Păi e mai sănătoasă, într-adevăr. De când vinul sare la cap, așa apa te liniște. Sare, păi ce treabă tu lași să sare la cap? Oh. Ia că deja ne-a venit, vezi? Ne uitam că n-avem musafiri. Cine e? Cine e? A să cumpără jos, cine e? Văzut bine. Dodo. Mamă, cum e aici. Da. Da. Așa e bine, auzi. Și când e că să mănânci pe zi, mai bine mănânci noapte și gata. Odată. Albești ca tăzi. Dă-i scaunul, leu tu. Stai mă acolo și mănâncă leu, eu nu mănânc. Stai că zită, înăbușită. Ia. Pune un par cu apă. Uite ce bine arată, Dodo. Mănânc. Vita înăbușită.